Pentru cele mai ieftine coins, intrați pe noul site roG.com. Aveți aici coins pentru toate jocurile posibile, linkul în descriere și folosiți codul QUICK pentru 6% reducere. Pentru cele mai ieftine jocuri, console și accesorii, intră pe gamerland.ro și dacă folosești codul QUICK, ai transport gratuit. Codul poți să-l bagi în căsuța de observații. Salutare lume și bine ați venit la un episod din career Mode cu Stuttgart. bine, avem meciul cu Hamburg, ultimul din această lună lună care încheie și perioada de transfer, mai avem doar două zile. În asta nu putem face nimic, doar să ne interesăm de jucători. M-am interesat de câțiva of bineînțeles. Așteptăm răspunsul în deadline day și să sperăm că o să facem cel puțin un transfer. Dar haideți să vedem acest match pentru început. O să joc cu această formație cu Titan, Insua, Sunici, Rudiger, Schwab, Martins, Die, Costici, Maxim, Traore și Timo Werner în atac. O să lăsăm pe de deoparte, mai ales care are o formă foarte proastă. Avem și banca de rezerve făcută. Să sperăm că vom vinde ceva, cel puțin pe Gentner. Sau o să dăm la schimb, am încercat să dau și la schimb. O să mai încerc în Deadline Day. O să ne ocupe destul de mult timp, cred, Deadline Day-ul ăla, în caz că nu o să avem noroc de la început. Dar haideți să vedem meciul cu Hamburg, da? Să începem. Să vedem dacă o să putem câștiga. Nu știu exact pe ce loc sunt ăștia, dar nu cred că sunt foarte sus în clasament nu au o echipă cine știe ce. Înainte erau buni, dar acum nu știu ce s-a întâmplat cu ei pe drum așa, s-au pierdut. Se redie, se pasă bună la Timo Werner. N-a fost, nu Maxim, Maxim, ce frumos acolo, Maxim ratează șutul. Vai, dacă știam că e Maxim din prima. Ce bine era, dar uite că faultez aici cu Costici, bravo mă. Am Brightness-ul destul de ridicat la monitor, se vede ciudat. Nu mai așteptam să joc pe zăpadă. Wow, ce ocazie acolo și gol! Este gol lui Holtby. Oh, God. Începe extraordinar de bine acest meci. Încasez un gol. Șutul acolo. Titan a respins cum a putut, dar mai apoi n-a avut ce face. Holtby a stat prea bine poziționat. Spre sebire de fundașii mei. Din nou un gol foarte ciudat pe un grămădeală stupidă. Și iată cum sunt condus de hamburger. <laughs> costici, Costici, trece bine acolo de un jucător, Costici. Trebuie să scriu până la pauză să egalez. o pasă bună acolo. Gol! Timo Werner! Timo! Bine, băiatule! Bravo, bă! Timo scrie. iată ce pasă bună a primit acolo. Extraordinară fază, băiatule. Dăm replica instant aici. costici a trecut foarte bine. Pasă acolo la Maxim. Maxim la Timo. Și golul n-a încetat să vină. Nu știu dacă e corect spus așa. Mă rog. Da, 1-0. Timo Werner înscrie minutul 18, după ce ăștia au înscris în minutul 14. 4 minute ați avut să vă bucurați. Eh, asta e. <fie> bine, acum. Gelson. Pasă bună, ajunge mingea cumva acolo. Oh, Costici, Maxim acolo, pasă genială spre Costici. Costici acum în fața porții. Costici, co... Hai zice Aruncă acolo, foarte bine. Și-a urmat kebab, se raid, ce faci? Se die bolun, băi e nebun ăsta să-mi bag cu la Bă, ți s-a Urcat faima la cap, Ți-am zis că ești bun și gata O, știi, bă, lăsa liber Titan însă iese fantastic Trebuie să ne salveze Titan Că voi îi lăsați liber pe ăștia A, oh, n-a mers Am făcut prea devreme chestia aia Să nu mă prindă ăștia Müller, o, oh, foarte bine Insua, ce recuperare bună Acestuia, Timo Werner cu un fake shot extraordinar acolo. Timo Werner trece. Timo Werner! Timo Werner! Timo Werner! Magnific! ce cu asta, bă? ce cu ăsta? Prea bun! Mult prea bun! Extraordinar jucător, jur. Uitați-vă numai la el. Cum a trecut aici de toți. Ăla a încercat tackling. Încearcă în continuare, amice. Timo Werner reușește dubla. E pur și simplu magistral jucătorul ăsta în atac. La Soga, șutează, Titan respinge prost Excelent, sua! blochează acel balon Wow, Titan a dat emoții, a respins destul de urât acolo Dar a fost un șut dificil Intră Olici la ăștia în, în teren acum Ivița Olici, foarte bine acolo A respins Rudiger, minge acum la Traore Trebuie doar să tragem de timp Oh, portarul e ieșit Traore, Traore No, direct la portarul E dat pasul lui Adler, mă Bravo, mă, bravo, mă Wow, de dădeam gol aici, cred. Da, se termină meciul. 2 la 1, Timo Werner, fantastic. O dublă pentru tânărul nostru jucător. Care este extrem de bun ca atacant. 9.7 nota. La fel ca Titan, care a avut 9 save-uri. 9 save-uri într-un meci de carieră, mod este destul de mult. Asta înseamnă că apărarea e destul de zlăbuță Insua însă a jucat foarte bine. Insua a recuperat decisiv, a salvat acolo pe final. De la gol chiar, a blocat mingea. Gelson Martins, Costici. Mă, Costici nu prea mi-a plăcut în meciul ăsta. serie ea a fost groaznic în acest meci, mai ales la început, în prima repriză și la începutul cele de-a doua. Pe final și-a mai revenit puțin. În fine, Maxim a luat și el 8.1 pentru că a dat uh, pasă de gol, bineînțeles. Și Insu a dat cealaltă pasă de gol. Și da, haideți să continuăm. Reușim să câștigăm încă un meci cu greu, dar reușim. Noroc cu Timo. Timo Werner. Timo Werner e awesome, bă. Și poate să-l jucăm mai mult atacant. Ok, acum urmează perioada de transferuri. M-am interesat de Martin Odegaard. 2 milioane jumate doar vorbesc serios pentru Martin Odegaard. Are potențial peste... Peste 82, dacă nu mă înșel. Undeva pe acolo. Oricum, mai mult contează antrenamentele în ziua de azi. Dar... Oh, oh, oh. iată de cât m-am interesat de Direct 9 plus mesaje Sunt o grămadă de mesaje Emre Can, 10 milioane jumate, în niciun caz Cornet, 2 milioane 600 Ok, Cornet e foarte bun Are și el potențial mare și cu antrenamente intense poate ajunge departe. Julian Brandt, 11 milioane. Babacar, 10 milioane. Aș încerca să îl dau la schimb pe Ginscek pentru Babacar. Babacar este un jucător destul de puternic și destul de agil pentru greutatea lui. Ginscek pentru Babacar, momentan, poate mai găsim alții atacați, nu mai știu exact de cine m-am interesat. Niang, e Niang și el este bun. Insinie 40 de milioane, vai! Opaco al Sasser, 41 de milioane. Devante Cole a ajuns recent la Brentford, oricum nu cred că o să-l mai iau. Ofertă pentru Gins, check. 20 de milioane, Torino, dacă vreți. Numai echipe din astea, bă, te vor, uite-te tu la tine. Uite, uite, ce echipe te vor pe tine. Locomotiv, Torino. <laughs> da. Am făcut ofertă pentru Lukaku. Uh, am vrut să-l dau uh, pe Ginscheck și <laughs> încă vreo 3 milioane pentru Lukaku. Mi-au cerut 30 de milioane plus Ginscheck. Așa ceva. Am încercat să-l dau pe Ginscheck pentru Origi. N-a mers. Și pentru Batsuai ăsta, sau cum dracu s-ar pronunța numele lui. Ok, ăștia au acceptat pentru Odegaard. Iată că nu-i mult. Uh, o să dau import. Nu important, squad rotation pentru că e tânăr și am deja pe Didavi și Maxim. O să-l antrenăm cât pot de mult de pe, de pe Martin Odegaard, dacă o să vină la echipă. Ofertă pentru Rudiger, nu mersi, mai ales să-l las la Palermo pe ăsta, mă, să-i distrug viitor, așa, du-te mă de aici. Ofertă pentru Ginsce, contra ofertă de fapt, nu o să accept de la Torino, oricum echipele astea micuțe nu dau, nu fac oferte mai mari. Ăștia <laughs> direct au refuzat Ok, Martin Odegaard vine la echipă, iată Martin se alătură echipei 2 milioane jumate pentru acest jucător cu potențial imens Ok, asta e foarte bine O, oh, să și pentru Cornet au acceptat ăștia Poate o să pot vinde ceva să-l iau și pe Cornet O să fii jucător important Să sperăm că o să am timp să vând ceva Vreau și pe ăsta uh, Ăștia nu sunt interesați în Ginșec Nimeni nu-l vrea, mă, pe Ginșec, mă Oh, 7 milioane pentru Babacar de la Wolfsburg. Iată, echipa din propriul meu campionat îmi face concurență. Well, nu-i prea frumos. <laughs> dar bine, suntem rivali. Acceptă asta, frate, vorbesc serios. Hai mă să vând ceva, bă. Îl vreau pe Maxwell Cornet. Cornet este mult mai bun decât anul trecut. Da, 8 milioane de la VRL bă, dar cum am dat eu de el, cum acum îl vor toți. Incredibil așa ceva. Se bat pe el, pur și simplu. Hai mă, pe bune. Hai să vând și-o Gennar. Bă, dați mă pe Gennar. Să nu spui că... Hai, frate, întrebe un atacant. O să încerc să-l împrumut cu opțiunea de cumpărare. Cred că așa o să fac dacă nu merge. Măcar să... Să fac ceva. Uh... Cornet. Cornet este jucătorul de care am nevoie rapid. Destul de puternic. Maxwell Cornet. iată -l. No, să nu spui că nu merge Vorbesc serios, nu merge Uai, Pentru că am oferta aia dacă îi dau reject, oare merge? Wow, asta e dificil Nu știu, să-i dau reject? Poate vând ceva după Ar fi chiar culmea Hai să dăm reject uh, Bun Așa nu origin, nu Luca. Aș fi vrut să eu pe Luca cu doamne cât m-ar fi ajutat jucătorul ăla, dar asta este. Astea sunt alea reușite. cornet, 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 uite la aici. stai, nu merge să dau cam Ce dracu? Da, doamne, jocul ăsta e foarte ciudat. Jur. Ok. O să dau cu opțiunea de cumpărare de 3 milioane. Ar fi bine așa dacă ar merge. Tu loan. One year 3 milioane Opțiune de cumpărare Eu zic că ar fi ok Așa-l vedem și dacă se dezvoltă bine Dacă joacă bine Eu de jucat l-am mai jucat la o carieră tot în FIFA 16 Și mi-a plăcut Și chiar vreau să-l iau și aici uh, Ia să vedem nu for. Ok o să se mai gândească cei de la Olympic Lyon și vedem ce se va întâmpla. La cazet la Manchester United. Iată. Ok, acceptam. Bun venit în echipă, Maxwell Cornet. Ok, un nou transfer, un transfer care sper să ne ajute. Avem și atacant în acest moment. Ceea ce e foarte bine. Oricum, putem împrumuta jucători în caz că avem probleme de lot. Poți împrumuta acum, chiar dacă nu e perioada de transfer. Împrumuta, nu împrumuta, mă. jucător liber de contract. Costi s-a accentat, -a două săptămâni. Serios! Serios, cu oh, doamne. O să-l punem pe cornet, iată, are șa 68 uh, la status, la OVR, pardon. Îl punem la antrenament, îl punem la antrenament și pe Traore, care mai, mai are puțin și crește. La Chance Creation, iată, finishing și shot power. Ajunge la 80 finishing, dacă este bine antrenamentul ăsta. Ceea ce e uriaș pentru un jucător de 7-6 overall. Că acesta a accidentat. Hai să punem pe Odegaard, ia să vedem. Uite-l pe Odegaard, 69 overall, iată. destul de ieftin pentru OVR-ul lui, e destul de bun OVR-ul pentru vârsta lui de 17 ani, vorbesc serios. Beat your man, o să-i Martin Odegaard, un jucător fantastic. Zic eu, n-am jucat niciodată cu el până acum, sper să fie fantastic. Hai să punem și pe Gruezo, pentru că nu l-am mai pus de mult. Sau l-am pus data trecută, nu mai știu. Uh, și să nu uităm, bineînțeles, de... Munos care nu a fost împrumutat, din păcate. Nu l-a vrut nimeni. El rondo pentru tine, amice. Hai să-i antrenăm pe ăștia. Trebuie să sacrificăm. Acum avem foarte mulți jucători talentați. Traore a crescut un punct în overall, iată. A făcut 80 finishing și 83 shot power. Ok, asta e foarte bine. Poziționare 75 în atac. Asta e foarte ok. Iată, Cornet a luat un C, odegard un B, ăsta un C și ăsta un B. C, B, B, C, B. Cam așa a mers toată treaba. Urmează un nou match cu Frankfurt, dacă nu mă înșels ăștia. Oh, în sfârșit, ofertă de la România, bă. Mergem la națională. Antrenăm naționala României. Să vedem uh, ce vom face. Ok, în sfârșit, România. Acum chiar o să ne concentrăm bine pe națională. Iată, din păcate, Costiș va mai lipsi probabil încă o săptămână. Și în atac o să joc cu Cornet și Traore aici se reidie Martins, Rudiger Sunici în SUA. O să încerc să joc cât mai mult cu Maxul Cornet. Hai să punem și pe gruezo pentru că adversarii noștri nu sunt foarte periculoși la prima vedere. O să-l punem pe Odegaard pe bancă în locul lui Didavi sau nu, în locul lui Heisek și așa are formă de căcat. Și punem înapoi pe Didavi, poate o să ne fie de folos el mai mult decât Odegaard. Da. Hai să ne uităm la statusuri. Iată aici, destul de echilibrat, are stamina foarte mică fiind tânăr, da, așa sunt toți ăștia tineri. 82, dribbling, ok, asta e foarte bun. Uh, 72, short pass, 76, ball control, 4 stele, 4 stele, poate juca și râmă, și câmă, pe lângă, amă, are flair. Și cam asta este Maxwell Cornet, uh, Maxwell Cornet, doamne, uh, Odegaard, iată la aici pe Cornet. Are 84 pace Da, asta e media între sprint speed și accelerație 82 agilitate O să crească mult mai mult decât anul trecut Vă garantez lucrul ăsta Are potențial mult peste 80 Aici are dribbling bun Curve, ball control Penaltiuri, iată 3 stele, 3 stele Poate juca și winger Datorită vitezei, bineînțeles Și da, asta e echipa cu care o să încerc să Câștig meciul următor, meci cu Frankfurt, dacă nu mă înșel, da, cu Eintracht Frankfurt, suntem pe locul 6, loc de Europa, asta e foarte tare, iată, avem gol la pozitiv în acest moment, lucrăm și noi la el cât de cât, am dat doar 4, nu, am avut doar 4 victorii, am dat 7 goluri, am primit 6, cred că am cea mai bună apărare și cea mai bună atac, nu, stai? Da, am cea mai bună apărare și cel mai bun atac. Bayern a luat doar 9 goluri și a dat 44. Vai de bucile mele când o să dau de ei în retur. Ok, hai să continuăm. Hai să jucăm și să sperăm la o victorie. Traore și Cornet. Cornet debutează titular din primul minut. Ghinșec o să facă tușa presupun până la final în caz de joacă bine Cornet. Iată, nu dă emoții niciodată. Maxwell Cornet acum o preluare puțin Ciudată Insu acum către Timo Werner, Timo Werner Poate să treacă aici Timo, poate cum dracu să nu poată Doare Timo Werner Timo Werner, ținut acolo de tricou Timo Werner, cu un rulet fantastic în careu Timo Werner, ratează Traore, bate spula de faza lui Werner mă. Bravo, bă, atacantul Puli Bravo, bă Se întoarce pe acolo Flum la Seferovici În careu, de deci, ce a întors la mingea? Putea să șuteze de acolo, dar ce mai îmi pasă mie, iată că e gol acum. Seferovic înscrie minutul 14, la fel cum a făcut-o și uh, la meciul trecut. Jovski minge acolo la Alex Meyer. Alex Meyer centrează bara acolo, incredibil cât de ofensiv sunt ăștia. Și cât de bine joacă Titan acolo, aruncă spre Maxim, care pierde, iată. Puh, shit. Maxim. Alexandru Maxim Trece bine acolo, Maxim traure, Maxwell Cornet Către Maxim Maxim Gol Gol Alexandru Maxim Bine, bă, băiatule <laughs> Ce frumos a trecut Maxim acolo printre ei Și pasa a venit la fix N-a fost o pasă tocmai grea Iată aici Maxwell Cornet Pasează decisiv la debut Oh, la limită portarul Aproape să oprească balonul Și Alexandru Ma Maxim face 1 la 1 Putem câștiga acest meci. Putem face fără doar și poate Mai ales dacă stăm pe o leau până pe final Dacă nu o să ne mulțumim și cu egalul Mai să nu pierdem Reinhardt acolo Minge spre Alex Meyer Ok, excelent, Alexandru Maxim vine și recuperează balonul Încă un meci fantastic făcut de Maxim Gelson Martins acum, poate să treacă, are viteza necesară Martins, Martins încearcă la un tackling, nu iese Gelson centrează acolo în careu, este Rudiger care trimite peste Asta e nos, o, scapă asta urât aici Pericol Titan și este 2 la 1 Asta e noso, oh, doamne, cum a trecut la liber lăsat. Din nou, scăpați atacanții adversi din marcaj de către fundașii mei centrali. Fault aici, mă, faul, nu te mai agita acolo. Hai să găsim o pasă bună, găsim pasa bună, Cornet. Cornet ajunge bine acolo. De ce s-a băgat la în calea lui? Vai de capul meu. Și-a urma kebab, centrează. N a făcut-o prost însă. Un minut de prelungire s-a dus și este înfrângere. A intrat Frankfurt, iată. A profitat de toate ocaziile pe care le-a avut. Da, și am scris. Eu, din păcate, am ratat foarte mult. Cel mai bun om de la mine din echipa a fost Maxim. Da, a jucat foarte bine Maxim. Corneta a dat și-l pasă de gol la debut, ceea ce e lucru destul de bun. La ovr lui e destul de ok. Din păcate, n-am putut face mai mult. A fost foarte greu meciul ăsta, neașteptat de greu. Și pierd împotriva unei echipe zlăbuțe pe foaie, dar în teren au fost foarte, foarte buni. Hai să facem iar antrenamente. O să băgăm, bineînțeles, pe Maxul Cornet. Traore are timp să crească în meciuri. Asta nu o să le prindă tocmai pe toate. Aici o să-l băgăm pe Timo Werner. O să-i dăm beat your man hard. Hai să-l băgăm din nou pe Odegaard Beat your man. Trebuie să crească la stamina Odegard, Avem nevoie de stamina la, la acesta N-a debutat, a fost meciul prea greu ca să-l bag uh, Munoz, hai și tu amice El Rondo, încă o dată să crești la statusul alea Până-ți vine rău Și să-l punem pe Mai avem un loc liber, ia Hai să punem pe Traore totuși. Traore e jucător bun. Hai să-l punem la sharp shooting sau... Nu, hai să-l punem la beat your man și pe ăsta. Am văzut că în ultima vreme nu prea mai e bun la așa ceva, deși înainte era destul de ok. Și creșterea 3 statusuri Cornet. Munoz crește și el acolo, dar nimeni nu vă din păcate. Dar e bine să crești și la statusuri. Asta ajută la creșterea în overall, logic. Sunice a accidentat, va lipsi 3 săptămâni. Vai, 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 nu-mi place cum sună asta. Data viitoare vom avea meci în cupă cu Herta. Va fi un meci destul de greu, zic eu. Ginschek vrea să joace în acest meci, hai să-l punem să nu uităm. Oricum, Cornet este obosit. O să jucăm cu Ginshek. Și... Cu cine? Cu Clement. Hai să facem echipa pentru data viitoare. Cred că o să joc cu Odegaard aici. O să debuteze și acesta. Cruze. Genner. Ai aici ce problemă. Va trebui să jucăm cu Hlusec care este left back. Și aici cu Haise. Nedermeyer. Sama. Și aici Klein. O să avem o echipă de rezervă. Asta este. Nu putem risca jucătorii să accenteze într-un meci de cupă. Dracu. Cupa nu e atât de importantă totuși. Facem și banca de rezerve. Maxul Cornet, ești de aici să nu mă tentezi să te bag. Uh, și tu, Maximule. Um, nu, pe Alberto, pentru că ăsta e, e odihnit. Băgând doar jucători odihnit, o să dăm mai multe șanse jucătorilor uh, noi. Adică lui Odegaard, jucătorul lui nou, pardon. Și dacă am asta a fost pentru astăzi, eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, nu te-ați butonul de la like. Chiam Fost Quick. Ce